Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Începem repede treaba. Ștefania, te rog, tema pentru acasă. Deci, tema pentru acasă. Clasa a 5-a. Reflectorul l-am băgat, știam eu că ceva nu e în regulă. Ia să zici. Ce problemă ai tu? A plus B egal cu 3,2 și B plus C egal cu 5,3. Deci dacă A plus B egal cu 3,2 și B plus C egal cu 5,3, calculați 4 ori A plus 5 ori B. 4 ori A plus 5 ori B plus C. Plus C egal cu cine, nu? Da. 4A plus 5B plus un C egal cu cine? Locuim în relație. Cum? În loc de B zicem B plus C egal 5,3. În loc de? B zicem B plus C. Egal 53. 53. Stai, mai repede. Dar noi avem 4A plus 5B de calculat. Plus un C. Deci noi nu știm decât 4A atât. 4A plus A plus 5B plus B. 4A plus A? Da. Pe 4A plus A fac 5A. O idee. Aducem relațiile de acolo, doamnă, să le adunăm. Dacă le adunăm, vine un A plus 2B plus C. Da? Dar noi avem 4A plus 5B plus C. Adunăm restul care ne-a rămas de la B plus C și de C. 3,25,3? Dar nu asta, ideea de lucru, nu 5,3 și 2,3 să ce e acolo, nu asta mă interesează. Mă interesează să vedem o chestiune. Încă noi știm pe A plus B, iar aici avem 4A plus 5B, hai să-l vedem pe 5B ca fiind 4B plus un B. Că dacă îl surprindem așa, visăm. O să dăm pe 4 un factor comun, că va fi 4A și 4B, și apare în paranteză A plus B, da. Pe care îl știm câte-i, și B-ul același cu C, nu? Da. Peste 5, până ajungi la 5B, am 4B și plus un B. Da. Deci asta este ideea. Deci de aici spunem așa, egal mai departe, Ștefania, te rog să mă ajuți. Egal cu 4A plus... Cu 4A plus 4B. Așa. Plus B. Foarte bine. Plus B plus C. Egal mai departe cu... Și acum, scoatem un factor comun pe 4. Va fi 4 pe lângă. A plus B. Plus B plus C. Deja știm cât este. Nu? Da. Cât este de ales B plus C? B plus C este 5,3. Deci plus 5,3. Punem deja. Da. Egal mai departe cu 4 ori 3,2. Exact. 3,2. 5,3. Așa. Și egal mai departe cu? Și acum. Facem înmulțirea. 4,2. 12,8. Plus 5,3. Care face? Iată. Ca rezultat. Adună 10 mai 3 și cu 18, 1. 18,1. 18, da? Că 1 și cu 5, 6 și cu 2, 8. 18,1. Și terminat aici. Care a fost aici mezul problemei? Nu știam ce trebuie să facem exact. Nu, că nu știam. Tocmai. Trebuie să descoperim ce trebuie să facem. Trebuia să... Asta a fost. 5B ăsta. Aici a fost mezul problemei. Să-l vedem ca fiind 4B plus un B. Și mai departe de aici am scos pe 4 factori. Asta a fost, da? Deci la fiecare chestiune să reținem esențialul. Ideea de lucru. Asta e important. Da.
Mergem mai departe. Tot așa cu numerele astea, doar că 2 ori A. Deci să calculăm, da? Da. 2 ori A. Plus 7 B. Da. Și plus 5 C. 5 C egal cu? Tot la fel, descompunere. În loc de 7 B, zicem 6 B plus 1 P. Și trebuie să aducem factor comun. Asta e. Deci nu la întâmplare 6B și 1B. Visăm să scoatem pe cine în factor comun, fiindcă noi aveam A plus B și aici e 2. Deci pe 2 să-l scoatem în factor comun. Da. Atunci pe 7B cum se scrie? Ca 2B plus 5. 5B? 2B plus 5B. Ăsta este tare motivul. Deci nu merge în șablon după alt dinainte, ci concret situația aceea de acolo în teren ne interesează. Deci, cum am visat data trecută să scot un 4 un factor comun ca să apară în paranteză A plus B, pe care îl știu. Da. Acum am visez să scot un 2 în factor, pentru că am 2A. Da? Deci de ce zice că vorbim, Ștefania, te rog, egal cu 2A. 2A plus 2B plus 5B. Plus 5. Excepțional. Și aici se scoate pe 5 în factori. Da. Deci totul se leagă perfect. Și egal mai departe cu 2 zi, dar este tu. Egal cu 2 pe lângă. A plus B. B. Plus Ștefania. Plus B plus 5. Nu. No. Plus 5 pe lângă. Așa, 5 pe lângă. B, B plus C. C. Și egal mai departe cu. Aici vine 2 ori 3,2. Da. Plus? Plus 5 ori 5,3. 5,3. Și egal cu? 4,4. 6,4. Deci 7,4. 6. 6,4. Da? Eu am fost atent. 6,4. Și vine 26,5 acolo? Da, vezi ce? La 5, 3, 26,5. Da, așa vine. Cât? 26? 26,5. Deci 6, cât ați fost? 6,4. Adunat cu? 26,5. 26,5. Ce face? 32,9. 32,9. E bine, nu? Da. 32,9 este răspuns. 32,9. E alte ghișițiuri. Deci, din nou, esențial a fost aici să vedem ruperea asta convenabil. Nu așa încât să preluăm dinainte. Ci s-a scos 2, pe urmă 5. Corect. Mai departe. 3 ori A plus 7 C. Tot aici, da? Da. 3 ori A plus 7 C. Plus 7 C. Plus 10 B. 10 B. Egal cu? Idei. Pe 7 C scriem pe 2 B plus 5 B. Dar de ce pe 7 C? Ochiul nostru fuge după A plus B. Da. Atunci pe 10. Pe 10 ne scopunem 5B plus 5B. Dar de ce 5 și 5, mă, Darius? Nu, 3. Asta e bar, Darius. 3 și... 3, ăla de la... 3A de aici. Deci se telefonează cum? Nu 5 și 5 la întâmplare. 10B în 3A și... 7. Și 7B. Da? 3B și 7B. Da? Deci asta e, asta e miezul problemă. Atenție multă. Deci egal mai departe cu 3A. Plus 3B, îi fac o echipă, plus 3B care mai mai rămas, plus 7C, doar adunare comutativ, poți spune la sfârșit, egal mai departe cu asta o altă echipă, nu 3B, 7B, 7B trebuie spus, nu? Da. Așa. Și egal cu. Te rog, Darius, acum vorbește. Îmi dăm pe 3 factor comun. Sigur că la 3 pe lângă A plus B, plus 7 pe lângă B plus C. Și egal mai departe cu? Mai departe egal 3 ori 3,2. 3 ori 3,2. Da. Plus 7 ori 5,3.
7 ori 5,3. 7 ori 5,3. Vă rog să faceți înmulțirea individual acolo fiecare. Cât face? 6,6 plus 37,8. Alo? Am înțeles. Dar mai ajung băieții, nu mai ajunge nimeni, nu? Bă, da, da. Dacă vine el, vine numai, dar cu el numai cu sigur copil nu fac. Anunță vă spune că nu fac cu sigur copil, da? Bine, bine, pa, la revedere. 43,7. Cum facem? Face cât? 3 ori 3,2 și face cât? 6,6 plus 37,8. 37, așa vine? Da. 37,1 și egal 43,7. 43,7, da? Asta este răspuns. 43,7. Alt. Așa. 10A. Tot aici, da? Da. 10A plus 12B plus 2C. Egal cu? E tare să lăsăm. Îl dăm, adică, să zicem 10A da. Plus 10B plus 2. S-a prins. Da, așa este. 10A plus 10B plus 2B, da? Plus 2C. Și egal mai departe, vorbește tu, Ștefania. Aici scoatem un factor comun de 10, 10 pe lângă A plus B. Corect. Plus 2, dăm un factor comun pe 2, pe lângă B plus C. Și egal mai departe cu? Și vine 10 ori 3,2 plus 10 ori 3,2 plus 2 ori 5,3. 5,3. Și vă rog să-mi faceți înmulțirea. 10 ori 3,2, asta e. Cât face 10 ori 3,2? 32 plus 10,6. 32, așa se mărește cu 10, da. În principiu, da. E foarte simplu asta. Și plus 10,6, da? Da. 10,6 și face cât? 42,6. Da. Alta? Cum atât? Da. Nu mai am niște... Adică să văd că nu mă înțeleg ce scrie a continuare și... Nu știi să-l... Da. Și numai astea a fost atâtea? Da. Da, astea sunt restul. Sușoare? Da, trebuie să fac mai, numai. Mai urmăresc că eu să fac eu niște șmecherii aici. Da? Deci, A-ul e egal cu atât. A plus B la a doua, cu cine este egal. Știi că A și B sunt așa. 8-ul. X egal cu... Deci, știi că 3 plus X egal cu 21,23 și X minus 25. Da, se poate rezolva. Da, dar aici, în continuare, nu mai scrie ceva? Ori, că era acolo. Nu. Zice că A-ul este așa, B-ul este așa și mai pune noi înmulțit cu ceva. Da. Deci, dacă zici că este înmulțit și încă ceva mai trebuie, punem noi un număr acolo. Că... Da. Ca să facem și chestia asta. Uitați ce vreți să spunem. Știind. Da, înainte de asta, hai să mai dau eu aici. Să vedem dacă vă prindeți de șmecherii. Cinci A plus 8 B plus 3 C egal cu cine? 5 A plus 5 B plus 3 da?
Așa face, da? 5b. 5a plus 5b plus 3b plus 3c egal cu 5b lângă a plus b, da, plus 3b lângă b plus c. Și egal cu, vă rog să faceți voi. Da. Scriem și noi? Da. Știm că 2a plus 3b. Am compus eu acum pe loc. Vreau să-l confund, să vedem dacă mi-a. Știm că 2a plus 3b fac 5,4. Și 4b plus 3c egal cu 5,1. Calculați. 4a plus 18b plus 9c egal cu cine? Știi că 2a plus 3b face 5,4 și că 4b plus 3c fac 5,1. Să calculăm 4a plus 18b plus 9c. Să vedem. Ce idee avem acum? Aștept de la voi o idee tare. Tare interesant. Pare mai dificil decât data trecută? Nu. Nu? Hai mă, e mai dificil. Visăm să scoatem în paranteză, să scoatem în factor, încât, după ce scoatem, să apară în paranteză 2a plus 3b. Ruperea lui 18b este importantă. În cine și cine, ca după ce scoatem în factor comun, să apară în paranteză 2a, e 4 acolo. Pe cât se scot în paranteză dacă e 4a? Ca să ajungă în paranteză la 2a. Un 2. Că 2 ori 2 fac 4. Deci eu visez ca pe 18b să scriu într-un fel și după aceea să scot un 2 în factor și în paranteză să apară 2a plus 3b pe care știu. Atunci pe 18b trebuie rupt în. Cine și cine? Să rupem în cine și cine. 4 și 14. De ce sunt 4? Pentru că e 4. Da, da, scos pe, dacă scoți pe 4 în factor, vine A plus B. Și tu nu ai A plus B, ai 2A plus 3B. Păi asta nu mai vreme. Și după
4 oameni, dar nu e bun. Păi, dar nu mai spui dacă nu e bun. Încerci așa să vezi dacă eu sunt atent. Deci am spus că scoatem un factor ce? Disăm să scoatem un factor pe cine? Pe 2. Pe 2, că 2 o scos în factor din 4 a, rămâne în paranteză 2 a. Și după ce scoatem pe 2 în factor, trebuie să-mi rămână 3b. Atunci, cât să fie după scoaterea lui 2 în factor comun și să rămână 3b? Ca să scot și pe 2, ia să văd. Deci după ce scot pe 2 în factor comun din b, să rămână 3b. Cât să fie ca să rămână 3b? Da? Deci trebuie să fie în paranteză 2a plus 3b în paranteză. Ca să știu eu. Dar am zis că din nevoia ca să apară 2a, trebuie scot un 2 în factor. Așa cum aici e dublul lui 2a, dublul lui de 2 ori 3b, cât este? 2-3b. 2 ori 3. 6. De 6b. 6b și 12b. 6b că am eu nevoie. 6b am eu nevoie, trebuie să fac chestia asta. Deci o să spun egal cu 4a plus 6b plus 12b plus 9c și egal mai departe cu. Ei, acum scoatem în factor de aici un cine? Un 2. Un 2, neapărat. 2 pe lângă 2a. Vorbește tu. A plus 3b. Plus din ceilalți 2 să scoatem factor comun pe cine? Pe B. Cu pe, dar am B comun, mă. Factor comun să fie comun. Și colo și colo, Darius. Da, știu asta. Păi, ce putem, pe cine scoatem factor comun? 2. Între 12 și 9 nu poate fi 2. 3. 3, nu? Da. Că 12 se parte la 3 și 9 se parte la 3, da? Deci plus 3 pe lângă. 3 pe lângă. 4b. 4b. Tare de tot. Plus 3c. 4b plus 3c. Și egal acum mai departe cu 2 ori. Paranteza 2a plus 3b este dată. 2 ori 5,4 plus 3 ori 5,1. Și cât face? Ia să vedem. 10,8 plus 5,1. Face 10. Așa vine? 10,8 plus 15,1. Cum? Deci 15,3. Dar nu se înmulțește cu 3 și partea decimală? Da, 15,3. Și egal acum cu. Ia să vedem cât face. 26,1. E bine? Da, da. E bine, da. 26,1. Ștefania, spune ce ți-a plăcut. Ne ieși ceva. Că trebuia să ne dăm seama ce scoatem un factor comun. Ca să ajungi la 4a, ai pe 2a, un 2. Ți-i fixezi cu un 2. Da, și... Și acum scoțim pe 2 în factor, înseamnă că în loc de 3b trebuie să fie 6b. Adică dublul lui 3b. Dacă scoți pe 2, și am văzut pe 6b și cu 12b, numai bine și 12b cu 9c s-o lega frumos. Și scoțând pe 3 în factor, apare în paranteză cea de-a doua relație, 4b plus 3c, nu? Foarte tare ești. Mai puteam controla și la 9c. Băi, fiindcă acolo e 3c, 3 ori cât să facă 9? 3 ori 3. Și atunci era de așteptat că trebuie să fie 3 ori 4,
Că dacă mulțim tot timpul 3, 3 ori 4, 12b. Deci puteam să gândi și de asta. 12b și 18b, 6b rămânea în partea cealaltă. Chiar. Da? Deci controlez fi după C, fi după A. D-ul rămâne la mijloc acolo și el trebuie rupt. Dar tu rup după controlul la așa, fi după C, fi după A. Da? Deci asta e poanta. A fost mai interesant decât tu zici, decât v-a dat în... Da? A fost mai interesant. Bănuiți cum fac eu acum, ghișiți cum vă compun. 2A plus 3B egal 5 plus 4. Dar cum compun eu ghișiți? Cum am găsit eu... Ați adăugat la A un cum 2. Am făcut 4A plus 18B plus 9C? Ce am făcut eu oare? Păi l-am descompus pe 18. Nu, dar n-am gândit eu așa. Nu, n-am mers cu 18. Asta e rezolvarea voastră. Dacă n-am compus eu. Deci, care e tehnica de compunere, vreau să vă descoperiți voi. Credeți că l-am învățat acasă? Nu. Nu. Acum l-am gândit. Am dat astea două relații. La întâmplare. Doi era plus 3, B, nu știu. Și acum, am mulțit-o pe asta tată cu 2. Da. Și am făcut 4A plus 6B. Și pe asta cu 3. Și am făcut 12B plus 9C. 6 și cu 9, 12, 18. Deci așa fac. Hai să vedem acum, la vedere, să le spun și prietenilor noștri. Da. Deci asta mulțim cu 5. Da. Și ar veni 10A și scriu. 10A. Dacă cu 5 am făcut, câți de bea? 15, da? 5 ori 3, 15. Bun, țin minte. Pe asta cu cât s-au mulțit toate? Am mulțit-o cu 15 prima. Cu asta cu 4. 4, 4, 16. 4, și cu cât am să aici? 15. 12 și cu 15? 27, nu? Da. 12 da. Și cu 15? 27. Plus 27B. Plus 4, 3. 12. 12 ce? Cu 4 am zis, nu? Da. Așa. Deci ați zis ce am făcut. Asta am mulțit-o cu 5. Până așa, ca să nu vadă nimeni. Și asta cu 4, da? Și vine 10A plus 15B, 4, 4, 16B, 16B și cu 15, aici am greșit, nu? 16. Că e 4 ori 4, 16B și cu 15, fac 31. Atenție, trebuie să modificăm. Da. Spunem încă o dată, dacă mulțim cu 4 peste tot, 16B și cu 15B fac 31. Deci trebuie să compunem bine ghișiciul. Aici e treaba importantă. 31B plus 12C egal cu cine? Întrebăm noi pe el. Vă întreb eu, când l-am compus, nu știți voi cum. Da. Da. Nu știu. Și acum cum faceți voi? Trebuie să scoatem un factor comun. Un 5. 5. Și atunci 5 ori 3, 15. Și rupem pe 31B în 15B și 16B. Așa, deci egal cu 10 plus 15 B plus 16B, că până la 31, nu? Da. Și plus 12. Ce? E calcul. Da, sigur că da, pe 5 pe lângă 2A plus 3B. Dincolo scoatem factor comun pe cine? Pe 4. Pe 4, sigur că da, 4 pe lângă 4B. Plus 3C. Și egal acum, mai departe, 5 ori... Cât? 5 ori 5,4 plus... 4 ori 5,1. 4 ori 5,1.
Cât face? 10 compone il registro. Compone il registro, cammini. Non va niente a gran cosa. A che principio? Tot dat aici? 5,25 și 20,4. A lăsat lui Cosmeni. La 5,4. Dacă poți veni la 8, poți să de la 8 liber. 5,4. Da, era de la 9, acum de la 8, nu, cei de la 8 la 9 nu vin. Jumate. E, atunci la o jumate să mai rămân eu la lucru cu piticii și la o jumate. Anunță-și pe Andreea. Da. Așa, dă-i mesaj. Bine. Bine. Deci, povestea este că putem aici, nu? 5 ori 4, 20, 0 și 2. 5 ori 5, 25 cu 2, 27. Deci nu mai punem 0, da? Plus. Andreea, da, am sunat că pot fi de la 8 liber. Da. La 8 sunt liber că nu mai vin cei de la 8 la 9. Și atunci veniți voi. Da? Am anunțat și pe Cosmin, el o schimbă cât poate de repede, dar noi venim și ne-am plecat de treabă, dacă îți putea sosește. Bine. Aici că vine 4 ori 1, 4, 4, 5, 20. Și 47,4 este răspunsul corect, da? 47,4. Poți să compui un negativ în varianta 2a plus 3b egal cu 5,4 și 4b plus 3c egal cu 5,1. Păi, pe primul rămâne cu 3, iar 2a cu 4. Așa, mă. Și bine. 3 ori 6a plus 6a plus 9b ai deodată, că ai mulțit cu 3, dar decât mai ai de aici. Păi de acolo 9 și cu 16
5, nu? Da, 9, 25. Și cu 16, bine, nu? 25, cu un 4 fac, da? Da? 25, plus 25, B, plus 12, ce? 12. Ce e calcul? Trebuia să ne luăm exact după exercițiul ăla? Adică dacă le-am dat pe ăsta două, dacă îți dai tu altele două... Eu mi-am făcut altele. O, foarte tare! Da. Foarte tare, da? Deci ai luat tu alte două, da. Alte două relații de tipuri, nu 2A plus 3B, 5A plus 7B, 3A și 2B. Da? Deci acum e limpede, Ștefania, dăm un factor comun pe 3, ce îți rămâne, dai un factor comun mai bine 4 și se așează, ca să vadă prietenii noștri, că am gândit corect, deci bine, 6A plus 9B, nu? Că așa trebuie să fie, 9B, plus 16B, plus 12C, este egal cu? Și dăm un factor comun pe 3. 3 pe lângă? 3 pe lângă. 2 ori A. 2 ori A, plus? Plus 3 ori 3. Da. Plus? Dăm un factor comun pe 4, da. Facem pe lângă 4 ori B plus 3 ori 5. Așa. Și egal mai departe, de acum lucrurile merg cât se poate de corect, nu? Merg foarte simplu. Hai să vedem ieșitul tău. Da, m-am încurcat la C. Am dat 3A plus 3. Deci relații sunt 3A plus 2B. 2B egal cu? 3,1. 3,1. 3A plus 3B. Tot 3A? Da. Păi 3B. Nu tot 3A. Acum cu B și C trebuie dat. B-ul rămâne la mijloc. A, da. 3B. Cu B și C. Cât? 3B plus 3C. Ei, nu tot 3, că deodată îți scoți pe 3 factor comun, nu-i bine. Adică să fie așa... Dar mai mai. Nu numai că mai, dar să fie... 3B plus 4C. Așa, 3B. Plus 4C egal cu? 3,5. Deci toată asta e în zonă. Ei, și calculați acum. Dă-mi tu ce expresie să calculăm, măi. Fă-și șmecheria. 5. Înmulțim prima cu 5. Deci, cu 5, da? Da. Să fac eu, să nu mă apuc să rezolv. Da. Păi mă gândeam că tu faci toată chestia asta. Deci 15A ar fi. Da. Nu. Da, 15, a, și plus 10B am, da. Așa. Asta pe al doua, cât să o mulțesc? Așa, pe a doua mulțim cu 7. 7. 7 o 3, 21. Și cu 10, 31. Da? 21 și cu 10, 31. Plus 31B, plus... Plus 3... 7 ori 4, 28. Plus 28, ce? Ce? E calcul. Da? Și acum, ce facem? Păi, pe 31B. Îl rupem, mă. Da. Punem în 10B și 21B. Așa, deci egal cu 15. 15A plus 21B plus 10B plus 28C. 28. Și egal cu? Scoatem un factor comun pe 5. Din asta 10 și cu 15, da. Nu? Și vine 5 pe lângă 3 ori A plus 2 ori B. Da. Și plus, scoatem un factor comun pe 7. 7 pe lângă 3 ori B plus 4C. 4C egal cu? Și acum se lucrează și totul merge perfect. Am înțeles șmecherile, am ajuns să și compunem. Vedeți? Este etapa cea mai frumoasă cu putință. Că avem sentimentul că sunt greșițile astea făcute de oameni extraterestri. Nu, sunt obișnuiți, au șmecherii de astea și toată chestia. Dumneavoastră știți să faceți marea majoritate din problemele matematice, nu? Cât de cât, așa. Nu toate. Pe toate, bă, o parte din ele, așa. Și știți și povesti cât de cât. În sensul că Gauss... Știu și de astea, mă, da? Acum da. Nu ne țin de mai. Aia cu Gauss de 20 de ori, nu mai vreau să iau numele. Nu mai vreau deloc. Nici eu. Bine. Acum,
Hai să vedem un lucru. După ce am văzut, nici mă fascinează chestia asta, ca din la unui ghișit. Vreau să termin propoziția. Cine a inventat primele 7 probleme ale lumii? Ei, asta. Puteți în direct, hai, răspunde. Păi da, pune 12 minute de 10 minute. Da, bine. N-aș putea să spun primele 10 probleme ale lumii. Primele 7. Eu nu știu cum, care sunt primele 7. A 7 am citit-o noi. Sunt cea cea cu cutiuța aia când vin băiatul în spate și am citit pe telefonul lui, așa, cea mai grea problemă a lui, a 7-a. Cea mai grea. Bun. Nu asta mă frământă pe mine. Mă frământă să vă pot pune vouă la dispoziție un mod de a gândi, de a raționa, încât voi să fiți în stare să câștigați încrederea și să faceți problemele pe care le întâlniți în general. Deci o altă atitudine, să credeți în puterea voastră, să înțelegeți partea de dincolo de ieșiți. Este să nu cred că ne frământă, da? Iată, am mai făcut Ștefania niște ghișiții în genul ăsta. Să dă expresia E, E de X, egală cu, da? Egal cu X la a treia, minus 0,315 în perioadă, ori x la a doua, plus 21,51 în perioadă, ori x plus 1. Totul supra x la a cincea, minus 2,7 ori x la a doua, plus 5,9 ori x plus 3. Să calculăm e de 0,5. E de 0,5. Adică X-ul, peste tot unde îl vedem, îl punem în loc de X, 0,5. Da? Așa e destul de ușor, așa să zic. Da. Să zic, dați povesti. Zic, ne-am făcut. Știi de să faci X la 3-a. Așa. Păi, trebuie mai să ne punem. Hai să vedem. E de 0,5, egal cu... Așa. Egal cu... 5. Să vedem. La 3-a. 0,5 totul la minus 0,315 în perioadă ori 0,5 la a doua, nu? Că e la a doua aici, da? La puterea a doua. Deci oriunde vedem mic, punem 0,5. Plus 21,5 1 în perioadă ori 0,5 plus 1, totul supra 0,5 totul la 5, 2,7 ori 0,5 la 2 plus 5,9 ori 0,5 plus 3. Egal. Ștefan, ai spus tu ceva important. Câte vreme vezi un coeficient aici care este în număr decimal periodic, chiar mixt, n-ai cum să înmulțești. Da. Și de ce trebuie să te duci în fracții ordinare peste tot? Da? Transformăm tot în fracții ordinare. Deci va fi egal cu. Hai să vedem cât face 0,5 în fracții ordinare transformate. 15. 5 supra 10, care înseamnă cât? 1 pe 2. Da.
Deci 0,5, hai să scriu, să vadă tot. 0,5 înseamnă 5 supra 10. Deci simplificăm prin 5 și facem 1 pe 2. Deci, practic, 1 pe 2 trebuie să lucrăm, da? Deci egal cu 1 pe 2 părvește 3 la 3. Luăm deoparte și transformăm. 0,3 în perioadă 15. Păi bine, 315. Da, 315. Minus 3. Totul supra 990. Așa e bine, da? Egal cu? Cu 312 supra 990. Simplific frumos, cred că... Nu știu. Vă nu într-un 3. 2? Deocamdată pentru un 2, că e ultima cifră, e 2 și 0, da? Da. Da? Și vom avea egal cu 2 în 3, o dată, rămâne un 1, 11, 5 ori, 5, rămâne un 1, 156, 2 în 12 de 6 ori, supra, 2 în 9, 4 ori, da, rămâne un 1, 495. 2 în 19. De 9 ori. 18 rămâne 1. 9 ori 2, 18. Rămâne 11, 10. 2 în 10. 5. De 5 ori. Ăsta de jos ar vrea prin cât? Prin 5. Prin 5. Da, 5 vrea neapărat. Și celălalt vrea prin 2. Da, îi pare. Dacă nu au comun pe 2 sau pe 5, nu. Hai să încercăm un 3. 5, 5, da, merge pe 3. Deci 1 și cu 6, 7, sau 6 și cu 6, 12. Da. Iar aici 4 și cu 5, 9 și cu 9, deci împarte printr-un 3. Deci mergem printr-un 3. Și zicem acum. 3 în 15. De 10 ori. 3 ori. De 2 ori. Da, 2 ori. 3 în 4. 3 în 19. 6 ori. 6 ori, 3, 18. Și 5. În 15. 5 ori. Să mai vedem dacă mai vrea prin tot pe 3 să încercăm. 5 cu 2, 7, nu. Salut! Printr-un 2 nici atâta? Printr-un 2 nu vrea, vrea ăla, dar nu vrea ăsta. Printr-un 3 vrea ăsta, că e 1 și cu 6, 5, 6, 6, da? Cred că este... Domnul, nu știu. Domnul, dar prin 1 nu merge? Păi, acum mai nu vrea. Deci tu ți-ai amintit? Da. Așa. Ștefania? Hai să descoperim pe 52 și vedem ce divizori are, ca să vedem dacă aceia sunt și din coace. Pentru că încă nu știu dacă e reductibil. Să vedem toți divizorii lui 52. 2, deci 4. 52, merge prin 2, da? Da. 2 în 5 de 2 ori, 2 în 12 de 6 ori, iar prin 2, o dată, 3. 13 numai 3. Deci, 2 ori 13. A apărut 13. Dacă 165 se parte la 13, ăsta ar putea să fie un divizor. Adică mai putea simplifica fracția asta, da? Deci facem 165, să facem părțile. Să împărțim la 13, de dacă se parte exact. 13 în 16 o dată. Rămâne de 3, 5, de 2 ori. 35. Nu merge de 3 ori? Nu merge de 3 ori. De 2 ori. 26 rămâne rest, gata. Deci dacă ar fi avut, dacă ar mai fi fost simplificabilă, deci dacă ar mai fi fost fracția asta reductibilă, cel mult prin 13, că asta de sus vrea printr-un 13. Și prin 2, da? Și 13. Ori 13 nu vrea asta, nici prin 2. E clar, ireductibilă. Deci este ireductibilă. Și acum, 1 pe 2, tot la 3, am mulțit cu... Nu, e minus.
Minus, da, minus 52. 162. Da. Așa. Ori. Ori. 0,5 la a doua, 1,1 supra 2. 1 pe 2 totul la a doua. Plus. Trebuie să ne descompunem. 21, să-l transformăm, da? Da. Deci 21. 2151. 21,5 în perioadă 1. Așa. 2151 minus. Tot ce este în fața perioadei? 215. Supra 90. Supra 90, da? Da. Cam un cifră în perioadă și una neperiodică. Și acum să facem 5 din 11. 6. 1 din 4. 1936. 3. Și... 2 din 11, nu? Nu. 1936. 1936, da. Supra 90. Supra 90. Se plecă printr-un 6. Din ce pe 6? Nu, doamne, printr-un 6. Printr-un 3. Dar tu știi printr-un 3? Pentru că... 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Și cu 6? 19. 19 nu se poate. Chiar nu merge pe 3. Prin 2, nimic. Prin 2 merge. Da. 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 Așa. Prin 2 și va fi egal cu 2 în 19. 9 2, 18, rămâne 1, nu? 13, 6, rămâne 1, 16, 8. Da? Și 9, 2 în 9 din 4, 45. Și egal cu. Și mai simplu. 45 ar vrea prin 5 prin 9, 5, 45, nu? Da. Și prin 9. Dar celălalt sus nu vrea prin 9, nici prin 3 nu vrea măcar. Că 6, dacă l-a vrut înainte, nu vrea nici după aceea. Da. L-am testat că nu a vrut. Acum dacă le mai adun, ne adun degeaba, că ați pierd timpul. 15 și cu 8, 23, nu se împarte. Puțin mai avem. Ei, ca să nu mă pot pronunța că este ireductibilă. Ba da, mă pot, că 5 ori 9 are asta, nu? La descompunere. 5 ori 9. Prin 5 nu vrea, prin 9 nu vrea, deci gata, este ireductibilă. Da? Ireductibilă și asta. Ireductibilă. Așa că o să fie 0,5, adică 1 pe 2. Totul la A. 5-a. Nu, sau sunt aici. Așa. În loc de 21,6 trebuie să spun 968. 45. Așa. Ori. Ori 1 pe 2. 1 pe 2 plus 1. Plus 1. Și jos este 1. 1 pe 2 la 5-a. Minus. Minus 2,7. Adică 27 pe 10. Da, minus 27 pe 10. Că totul e numai fracție ordinare lucrează, da? Ori. Ori 1 pe 2 totul la a doua. 1 pe 2 totul la a doua. Plus 59 spre 10. 59 supra 10, da. Ori 1 pe 2 plus 3. Egal. Și acum, 1 la 3, 3, 2 la 3, 9. 2 la 3? 2 la 3, 8. 8. Așa. 3 supra 8. Da. Deci, nu te-a anunțat? O anunțat că nu mai vin, nu mai vin, dar vin mâinitez la română și nu mai fac. Am înțeles că faci în seara, nu faci. Nu fac. Dar mâine? Dar mâine fac. Dar vestez la română. M-am anunțat că nu fac și... Da. Sunt în lecție, sunt direct.
da, da. Deci egal cu? Egal cu 3 supra 8 minus 52. Deci vine cât 1 pe 8. Nu 3 pe 8, 1 pe 8. Vezi tot de-a că 1 la 3 înseamnă 1 ori 1 ori 1. Deci 1 pe 8. 1 pe 8. Minus 52 pe 165. 52 pe 165. Ori 1 pe... 1 pe 2. 4. 1 pe 4, așa. Puterea 2 e 4. Plus 968 pe 45 ori 1 pe 1, totul supra 1 supra 20. Ce vezi că face 2 la 5? Adică 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 5. Da. Păi 1 ori 5. De fapt, 2 ori 5 ori 10. Ce vezi? 2 la 5 e egal cu? Pe parte, stai. 32. 32. E 4 ori... Nu? 4 ori 8. 4 ori 8, că 2 la 3 e 8 și 2 la 2 e 4. 4 ori 8, 32, da? Deci 1 supra 32. 32. Minus... 27 supra 10. Corect. Minus 1 pe 4. Ori, ori 1 pe 4. Da. Ori 1 pe 4. Da. Plus... 59 pe 10. 59 pe 10. Ori 1 pe 2 plus 3. Și egal mai departe cu lei de fracții. 1 pe 8. Minus. Minus. Cum se mulțesc două fracții? Când au același... Când? Au același numitor comun. Același numitor comun la mulțire, mă? Nu, se înmulțesc numitori între ei și numărători între ei. Sigur că da, e scădere acolo. Păi nu mă, dar mulțire întâi, mă. Păi și trebuie să facă mulțirile. Nu, asta e ordinea. Întâi mulțirile trebuie să facă. Împărțirile. Păi, mie 52 pe... Dar înainte de a face mulțirile... Simplificările. Sus-jos nu se poate, că e ireductibilă. Vedem 52 cu numitorul ăsta. 4. Prim 2. Da, merge. Merge și prin 4 chiar. Da. Că 4 în 5 odată, rămâne un 1, 12, 4 în 12, 3 ori. 13. Aici rămâne 1, da? Aici rămâne 1. Și vine 13 ori 1, 13, supra 165. Deci minus 13, supra 165, plus... Ia să vedem. 960, de fapt, merge. Se simplifică 968 cu 2. Așa. Deci simplificarea asta se poate. Și aici vine 2, 9, 4, 6, 8 și 4. 484 supra, aici a rămas 1, supra 45, da? Ori 1, 45. Deci 484 supra 45 plus 1 jos. Avem 1 pe 32, nu? Copiem. Da. 1 supra 32 minus acum 47. 27 este. A, da, 27 și 49. Nu merge, deci vin 27 ori 1, 27. 27 40. 27 supra 40. Plus... Plus... 5 merge, 59 și cu 2. Merge 59 cu 2? Nu merge, nu. Rămâne restul. Nu-i cu soți. Da.
Numai dacă ar fi 0, 2, 4, 6, 8, da? 9 nu merge. Deci așa, da, rămâne 59, rămâne 59, mă. Supra 10 ori 2, 20. Plus 3. Și egal cu? Egal cu linii, frate. Ia să vedem ce facem acum. Da? Și cum procedăm? Aducem la același numitor. Sigur că da. Care ar fi numitorul? Păi asta mă întrebam și mai devreme. Care ar fi numitorul? Păi, te întreba, dar să vedem cum îl găsim. Trebuie să-l găsim. Cum s-a aflat numitorul? Păi, acum o 13 supra 145 și cu celălalt... De ce cauți, de ce cauți tu cu 13? Nu te uiți la, la numărătoare, numai la numitori. Deci pe tine te interesează numitorul, că de-aia aduci la aceeași numitor. Numai numai nu mai minus 8. 45 cu 13. De ce cu 13, mă? Dar nu să... Ce chestia să mulțim pe diagonală? Ce ai tu? Știu că m-a dat, de fapt, ce facem acum? Luăm pe fiecare în parte și descompunem. Ca să aflăm cel mai mic multiplu comun, da? Deci atât că nu-i treaba simplă. Mai întâi 8-ul. 8 este egal cu 2 la 3, parcă. Da. 165. Ia să vedem. 165 este egal cu... Să-l descompunem. 165 merge prin 8. 5. Că e ultima cifră, e 5. Da. Când e 5 sau 0, merge prin 5. Da. 5 în 16. De 3 ori. Păi se rămâne un 9, nu? De 33 ori. Da? 3 ori. 3 ori. Ăsta merge prin 3. Și face 1, 1. 11. Și atunci va fi 5 ori 3 ori 11. 5 ori 3 ori 11. 3 ori 5 ori 11. 65. Ia să vedem. 45 cu cine este egal. 45 e 5 ori 9. Sau 9 e 3 la a doua. Da. Și va fi deci 5 ori 3 la a doua. Și cam atât, nu? Da. Și acum zice, frate, noi zicem cel mai mic multiplu comun este egal cu... Cel mai mic multiplu comun este egal cu... Avea cu putere cea mai mare. Mai mare. E dintre cei comuni. Da. Dintre cei comuni. Până oară 2 la 3 nu-i comun cu nimeni. Da. Îl scriem. 2 la 3. Ori. Ori. Dar de 5. La 5 ne uităm. La 5 e 5 la... A întâia și colo și colo. Da. Deci 5 la întâia. 5 ori 5. Ori. Ori 3 la... La a doua. La exponentul cel mai mare. Acolo e și 3 la 1 și 3 la 2. Ori 3 la 2 și ori 11. Da? Deci asta este cel mai mic multiplu comun. 2 la 3 ori 5, ori 3 la 2 ori 11. Și după ce am aflat cel mai mic multiplu comun, încercăm acum să vedem cu cât amplificăm. Ia să vedem la 8. Pentru prima fracție. La 8 am. Cât e 8? E 2 la 3. Da. 2 la 3 fără el și toată bucata. Da. 5 ori 9 ori 11. 5 ori 9 care face 45 ori 11. Cea mai frumoasă mulțire. 45 45 și face 5, 9, 4. 495. Deci amplificăm mai la asta altă cu 495. Să vedem la cealaltă. La cealaltă cum punem mâna pe... 45, da? 5. 45 este 5 ori 9, 5 ori 3 la 2, adică pe ăștia. Da, adică... 8. 8 ori 11. 88. 88. Deci amplificăm cu 88. Și la 1, cu tot. Da. Da? Adică cât o fi asta de mare.
Cât o fi oare? Da, acolo trebuie să spuneți la 8, 495 și după... Deci la 8 cât trebuie să spun? 495. Aici, așa trebuie, da? 495. Și după 88 la 13 da. Supra 165. Aici, la 165 pe cât se pune? 88. 88? Da. Că pune mâna pe 5 ori 3 la 2 și vine... Păi nu, păi 5 ori 3 la 2 e la 45. Am zis, vine 88 aici. Da. Da? Dar 165 n-am gândit deloc. 165 ne întoarcem acum. Da. Este 5 ori 3 ori 11. 5 ori 3 îl iau da. Și mai rămâne un 3 și ori 11. Și 3 ăsta care iau și cu 8, 3 ori 8, 24. Da. Deci rămâne un 3... Și 2 la 3 a care e 8, 3 ori 8, 24. Deci amplific aici cu cât? Cu 24. Iar la 1 amplific cu tot numărul care o fi acolo. Adică e 8. 8 ori 5 aici, cât face 8 ori 5? 40. Și 9 ori 11 și 99. Deci 40, sau invers, zicem 99, ori 40. Asta e numitor. 99 ori 40. Încă o dată. E bine să nu greșesc. Atenție multă. Deci 5 ori 8 e 40. Și 9 ori 11 e 99. Și acum mulțumesc. 4 ori 9, 36. 6 și 3. 4 ori 9, 36. Și cu 3, 39. Da? 39 cu 0. Și numitorul comun e 3.960. Punem o singură linie fracții. Cu numitorul comun 3.960. Deci punem numitorul comun 3.960. Și acum, 495 ori 1. Ori 1, 495, da? Minus este. Ia mulțesc 13 ori 24. 13 ori 24.